Nicolae Robu, după 6 luni de conducere a primăriei Timișoara, a ajuns la concluzia că polițiștii locali nu își duc la îndeplinire sarcinile. Acesta le cere să dea sancțiuni șoferilor care parchează în locuri interzise. Da, dacă într-o perioadă am lăudat poliția locală pentru că zi de zi a avut intervenții cu rezultate pe care eu cred că cetățenii le-au văzut, rezultate bune asupra cercetorilor și vagabonzilor din oraș, iată, acum sunt critic la adresa poliției locale, constat că stau mașini în zona centrală a orașului, în porțiuni de străzi unde oprirea este interzisă, când la doi pași, la 10-20 de metri, există parcări amenajate. Este inadmisibil așa ceva, acești cetățeni care nu înțeleg să respecte orașul și să respecte pe ceilalți cetățeni, altfel spus, să procedeze astfel și, prin urmare, poliția locală trebuie să îi amendeze. Edilul, șef al orașului, a cerut conducerii poliției locale să sancționeze polițiștii locali care patrulează în anumite zone și nu își fac treaba. Primarul Robu a oferit un exemplu concret. Duminică seara, traficul pe strada Victor Vlad de la Marina era încurcat din cauza unor autoturisme care staționau în locuri unde oprirea este interzisă. Polițiștii locali care aveau în răspundere această zonă vor fi sancționați.